Cine a fost, de fapt, Fane Spoitoru, interlopul care a făcut parte din anturajul Ana Mariei Prodan? La aproape șase ani de la moartea lui Fane Ana Maria Prodan a făcut dezvăluiri pentru prima dată despre legătura pe care a avut-o cu renumitul interlop. Impresara a recunoscut că acesta a făcut parte din anturalul ei, la fel cum a fost și cazul fraților Cămătaru, de când se află în proces de divorț, după ce s-a aflat că Laurențiu Regecamp va avea un copil cu amnata lui Corina Caciuc, Ana Maria Prodan uimește cu noi dezvăluiri din ce în ce mai des. Printre cele referitoare la căsnicia ei și infidelitățile soțului, impresara a strecurat recent și una despre trecutul ei, când ea și fane Spoitoru făceau parte din același anturaj. Legătura dintre Ana Maria Prodan și Fane Spoitoru invitată în podcastul lui Codin Maticiuc, Ana Maria Prodan a făcut dezvăluiri cu privire la relația ei cu interlopul decedat în primăvara anului 2016. De acolo a plecat smecheria, înțelegi. Apropo de cartea ta cu nuțul Cămătaru, eu eram cu fane, știi? Cu fane spoitoru. Eram în același anturaj, prieteni. Domne, Ana Maria Prodan umblă cu bebe Cămătaru. Pentru mine au fost frații mei și niciodată nu m-am dezis, a spus Ana Maria Prodan în podcastul lui Codin Maticiuc.